Dragi prieteni, bine v-am găsit! Continuăm discuțiile aici la Impact.ro, așa cum vă spuneam de săptămâna trecută. O să am invitați speciali la fiecare ediție, invitați care sunt extrem de implicați în tot ce înseamnă viața politică a României. O să ne răspundă la toate întrebările pe care le avem, pentru că avem o mulțime de întrebări. Dacă viața noastră ar fi decurs fără nicio problemă, n-am fi avut niciun fel de întrebare și ne-am fi văzut liniștiți de drum. De fapt, dacă vreți, adevăratele democrații și adevăratele economii consolidate pe planetă sunt acolo unde cetățenii chiar nu știu cine sunt cei care îi conduc, cine sunt liderii care îi conduc. Pentru că nu-i mai interesează, pentru că viața lor decurge firesc, pentru că politicul își vede de treaba lui și își vede foarte bine, iar cetățenii simt doar că prosperă, că totul merge așa cum trebuie. Ei, nu e cazul la noi, din contră. Nu mai știm în ce parte să ne uităm, cu cine să vorbim și cui să-i cerem sprijinul, ca urmare a harababurii prin care trecem în fiecare zi. Și pentru că capitala României este Bucureștiul și aici e o nebunie, Lucie, în momentul în care pășești în fața casei, casa, nu mai zic că probleme sunt și în casă, legate de ce se întâmplă cu locuințe, cu nelocuințe, cu vecini, cu nevecini. Se construiește efectiv la geamul tău, la geamul de la bucătărie, te trezești că se construiește un bloc. Și tu acolo respirai și puteai să te uiți pe geam și brusc în fața casei tale e încă un bloc. Și te întreb, domnule, dar cum? Dar autorizat? Bun. O să discutăm despre toate astea. Discutăm despre evoluția la care ne-am așteptat cu toții în București, așa după 90 încoace, și care a luat așa, când aveam impresia că e o evoluție corectă, coerentă, se merge spre o dezvoltare a Bucureștiului, ne-am trezit peste noapte. Într-adevăr, a fost o noapte în 2020 în care s-au numărat niște voturi și am văzut că a doua zi încep să se schimbe lucrurile. Am văzut că nu-i mai pasă nimănui că în București, eu încep de aici pentru că sunt actriță și am simțit direct lucrul ăsta. Nu-i mai pasă nimănui că în București nu mai poți să mergi la o piesă de teatru nouă, că vorba aia, s-au tăiat bugetele la teatre. Nu mai contează valorile pe care le avem, cu care ne mândrim în toată lumea, că dacă a decis o comisie formată din oameni care, unii nici n-au treabă cu cultura, că aceste valori degeaba sunt apreciate în toată lumea, n-au ce să caute aici în instituțiile noastre și mai ales n-au ce să caute să le conducă. Ce să zic? Nu e chiar România pe care ne-am dorit-o, nu e chiar Bucureștiul pe care ne-l dorim, dar poate că sunt șanse să se rezolve lucrurile. Nu știu. Poate e mai optimist invitatul meu de astăzi. După ce vorbim despre București, o să vorbim și despre România, pentru că ce am văzut în mod special la invitatul pe care l-am astăzi este că iubește țara asta și o iubește foarte mult. Și nu o spun doar eu, o spun mult și sunt convinsă că o să o spună și el. Am dreptate, domnule Aurelian Bădulescu? Țara română, da, așa e, Bună normal. ziua! N-ai cum să nu te naști în Maramureș și să nu-ți iubești țara. De Așa este. acolo. Dar ce vânt v-a dus în București? Știți cum se Nu pe zice? mine. Tatăl Așa. meu a decis să vină în București, undeva prin anul 1980, și de atunci Ah, am venit, bine. am devenit locuitor al orașului și ușor, ușor am fost asimilați de oraș. Pentru că Corect. asta, așa au fost vremurile, mă rog. Și am rămas aici. Mare parte din copilărie mi-am petrecut-o în cartierul Ferentari, pe strada Zețarilor, la numărul 7, mi-aduc Ah. aminte și acum. Ata au avut posibilitatea la vremea aceea și sigur, după aceea ne-am mutat, că i-a dat o repartiție în sectorul 4 și acolo am rămas unde am debutat și prima oară în spațiu politic, luând un mandat de consilier general în anul 2008, fiind unul din cei mai vechi consilieri generali din istoria primăriei municipiului Bucureștiului, a Consiliului General.
Și cam asta a fost, din punct de vedere al apariției noastre aici și a dragostei și dorului de țară. Când trăiești acolo, vii încărcat cu tot ce ai nevoie după aceea și greu mai pierzi, da? Acum sunt alte vremuri, Europa ne învață că nu trebuie să ne mai pese de nimic, nu mai trebuie să avem valori, nu trebuie să mai avem repere. Eu să merg cu dumneavoastră în parc, dumneavoastră cu vecinul, eventual să vă luau și chile de la casă, mă rog. Cu biserica mai subțire, că sunt valori care țin de sănătoșenia unui popor și nu avem nevoie de prea mulți sănătoși la cap și uite așa, astea sunt vremurile care le trăim. Da. Mă auziți, cred că a căzut puțin. Eu vă aud Da. foarte bine. Da. Și eu că ați vorbit de faptul că atunci când ați venit în București, ați locuit în Ferentari, acolo pe Zețar. Și Da. eu când am venit în București, eram undeva aproape, pe calea Ferentari, acolo la Pecosălaj. Am locuit la o prietenă de-a mea Da. 4 ani de zile. Pe Antea Iriana. Nu. Ah. Prelungirea Ferentari, colț cu Sălaj, cu strada Am Sălaj. înțeles, la intersecție, gata, acum știu unde. Da. Da. Acolo e acum un supermarket. Înainte era un teren virand, dar acum, na, știți cum e. Se construiește, se construiește, se construiește. Da. Ce vreau pentru telespectatorii noștri, știu că toată lumea vă cunoaște, dar așa, na, să mai zic și eu. Pentru telespectatorii noștri, ați fost viceprimar al capitalei, acum sunteți consilier general. De cât timp faceți politică? Din 2008. 2008 a fost primul an în care am candidat și am candidat tot în sectorul 4 și atunci am obținut primul mandat de consilier general și practic a fost momentul în care am debutat la Consiliul General al Municipiului București și de atunci sunt îndrăgostit de București și încerc să fac și eu cât pot pentru București în funcție de cine conduce destinele acestei primării, cine pune în ordine destinele noastre și așa mai departe, că poate că nu întotdeauna ai vrea să faci tot ceea ce îți dorești, ci trebuie să faci ceea ce ori ți se dă, ori până când ai să reușești tu să decizi, trebuie să rămâi înregimentat, pentru că mie îmi place să recunosc că lucrurile nu sunt chiar așa de capul lor în jurul nostru. Suntem într-o anumită cadență și trebuie să rămânem în ea, pentru că mai ales că suntem martori acum unor schimbări ale drepturilor și libertăților incredibile. Adică eu sunt avocat la bază, am pledat la bar atâția ani de zile. Una din preocupările mele a fost, vă spun foarte sincer, tratamentul deținuților, în sensul ăsta, în câteva lucrări de specialitate pe care le-am și am văzut cei cu noi, ce se întâmplă cu noi. Nu trăim cele mai fericite vremuri, din păcate. Ce mă doare este că rămân tot mai puține persoane care au capacitate de analiză și de sinteză și pot să înțeleagă ce se întâmplă în jurul nostru. Că altfel suntem toți implicați în cavalcada asta a vieții și cu siguranță uităm să ne mai uităm și la aceste lucruri care, din păcate, în loc democrația și libertățile de unde Europa care striga cu gura până la urechi că drepturile, libertatea sunt vitale, sunt sfinte pentru carta europeană. Iată că am trecut zilele noastre, suntem martorii unor grosolănii care nu mai au nimic de a face cu democrația. Și astea ele sunt de evidență. Știu că supără, știu că trebuie să rămânem cât mai puțin la capac, să nu ieșim foarte des cu astfel de chestiuni, dar din păcate asta e realitatea în care trăim astăzi. Copiii noștri nu știu cât de conștienți. Spuneți-mi, celelalte state europene sunt mult mai riguroase decât noi când vine vorba de drepturile și libertățile cetățenilor? Depinde. Din ce am observat eu, au pachetul de minimis pe care l-au primit datorită culturilor pe care le-au avut de-a lungul timpurilor și prin care. Nu vreau să vă supărați, dar noi la 1907 umblam în opinți și Nu mă supăr făceam că așa mărfuri. era. E, alte Corect. state aveau sisteme de drept, aveau sisteme financiare, deja așezaseră în bibliotecă rațiuni de drept, deja se vorbea despre oratorie, deja se tipărea la acea vreme. Deci a existat o cultură a dreptății, a statului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi Cultura am. dreptății, frumos spus.
Noi suferim de chestiunea asta. Dacă vă uitați, colegii de care fac politica, politica mare, nu politica asta mică, care o practicăm noi la nivelul Consiliului General, vorbesc tot timpul de o chestiune pe care nu ne-am întrebat, nu, dar de ce o au atât de des în retorică? Statul de drept, statul de drept. Pentru că la noi n-a fost niciodată dreptate, de-aia. La noi este o ce vreți dumneavoastră, numai ce nu trebuie, nu este. Deci la noi statul de drept este doar o noțiune pe care o amintim din când în când, în paralel cu alte state care, mă rog, au lucrurile foarte clare. Și m-ați întrebat dumneavoastră în raport cu celelalte state. Noi, dacă mă întrebați pe mine, proiectul Europa este un proiect compromis. Noi acum nu o facem decât să asistăm la câteva încercări de a mai repune pe linie acest proiect, această Europa, dar nu știu în ce măsură vom reuși. Da, este important să punem tot timpul întrebarea cum fac celelalte state europene, pentru că noi nu mai suntem izolați. Noi suntem parte a unui proiect european, avem foarte multe obligații făcând parte din acest proiect, prin urmare, trebuie să ne raportăm tot timpul la vecini și, cum să zic, să fim ca ei, adică să cerem ca și ei, să oferim ca și ei, să nu ne fie rușine când ne așezăm la masă cu ceilalți. Și mă refer aici la liderii care în mod normal merg și ne reprezintă. Sau la cei care își doresc să fie acolo, să meargă și să se bată pentru țara asta. Da, eu Eu acum ce cred că e vă. normal să gândim așa. Da, eu acum ce să vă spun eu, tot ce văd, adică ce văd astăzi este mai mult o preocupare pe comunicare. Calitatea slabă a liderilor politici, din punct de vedere al doctrinelor pe care aceștia ar putea și sunt obligați, și nu vorbesc de doctrine politice, pentru că nu vă supărați pe mine, politicianul, dacă e ales și e iubit de popor, nu înseamnă că trebuie să fie un doctrinar. Vorbesc de Absolut. acele doctrine de guvernare, adică măsurile pe care le iau, Politicile de guvernare, sigur că da. volumele pe fiecare minister în parte, trebuie să fie niște procese produse care să poată lăsa ceva în urmă. Datorită slabei calități, astăzi avem mai mult o preocupare spre manipulare, adică cum reușim să aducem cât mai multă informație, după principiu pune mult, băgăm mult în capul lor și rămân puțin. Am trecut ziua. Cam așa lucrurile se întâmplă azi la anumite partide politice. Și de aici și această păcăleală, pentru că cu siguranță vom ajunge și în această zonă a discuției. Și atunci românii merg mai mult de după vorbe, lucru care s-a întâmplat în București la ultimul examen electoral de la nivel local. Și de aici Da. încolo, starea de disoluție în care intră administrațiile, pentru că toată lumea se întreabă, bun, ce se întâmplă? Nu merge nimica, dar care va fi sfârșitul? Oamenii trebuie să înțeleagă că atunci când o administrație nu performează, are două etape. Intră într-un regres, după care intră în disoluție. Nu Corect. există alte, nu există alte lucruri care se pot întâmpla unei administrații. Regresul este starea pe cu care noi suntem contemporani acum. Vedem că lucrurile nu merg, bugetele se alocă fără noimă, nu există o prezență în interiorul problemelor bucureștenilor, iar următoarea etapă va fi disoluția, adică instituțiile își vor pierde rolul cu care au fost Da, înzestrate asta pentru. e grav. E grav atunci. Este grav, dar auziți, eu n-am văzut, nu vă supărați pe mine. Eu n-am nimic cu președintele țării, mai ales că merge astăzi cu președintele partidului meu pe la Buzău să vadă nu știu ce școală pe care au pus ei iarbă și a crescut stuful pe școală. Lucruri bune, nu sunt. Dar eu nu l-am văzut pe președintele Iohannis, care, sigur, nu l-am votat pentru că eram PSD-ist. N-aveam alternativă la momentul ăla decât să îmi votez colegul de partid, pe domnul Ponta, care, mă rog, de conivență cu alții au înțeles să ne ardă, ca să fiu mai plastic așa, la ultimele alegeri. Dar iată că ați văzut, votul din 2020 l-a scos în afara vieții politice și greu va mai intra O să înapoi. vorbim puțin și despre partidele care n-au mai trecut pragul. Chiar o să vă rog că, repet, știu Da. că pot, am cu cine să vorbesc pe tema asta.
Da, și Așa. eu nu-l văd pe președintele țării să vină să spună: mă, băiatule, eu ți-am pus mâna în cap, te-am miruit împreună când ai venit la mine cu domnul Ludovic Orban, da? Și te-am girat, am dat și eu un 5-6%, un 10-20 de mii de voturi atunci când ai venit la mine. Dânsul trebuie să înțeleagă că trebuie cât mai repede, nu să intervină în viața bucureșteanului care a ales doar odată la 4 ani mai ales, ci trebuie să înțeleagă că dacă nu intervine acum, orașul intră în disoluție. Deci nimeni nu are răbdare și nu foarte multă lume acceptă discuții tehnice, pentru că, din păcate, în materia administrației trebuie să discuți pe cifre, pe realități, pe planșe. Nu poți să discuți pe hai să vedem cât putem într-un minut jumate să comprimăm ca să transmit un mesaj și cu asta pe asta. Nu, aici trebuie efectiv luate lucrurile și despicat firul în patru ca să înțeleagă cetățeanul la ce se expune. Nu este cazul. Știți ce v-aș ruga? N-am reușit cu nimeni să discut chestiunea asta până acum și sunt convinsă că pot să o discut cu dumneavoastră pentru că ați fost viceprimar în perioada 2016-2020. Da. Câte din lucrurile pe care noi le-am câștigat pe parcursul acestei perioade, 2016-2020, doamna Gabriela Firea, primar general, o echipă în Consiliul General, dumneavoastră viceprimar, am câștigat foarte multe lucruri despre care nu s-a prea vorbit după, nu s-a mai vorbit, că știți cum e, s-a prăbușit, a venit așa, o nouă administrație, nu se mai vorbește. Au fost foarte multe lucruri care s-au câștigat atunci și care s-au pierdut după 2020. Și aș vrea Da. să le reamintim pentru cei care ne urmăresc acum. Nu cred că greșim, nu cred că facem un lucru rău dacă spunem asta acum. Da, uitați, haideți să. Multă lume. Știți cum e, toată lumea, când vorbește despre o primărie, vorbește global. La, domne, Da, cu așa tare este. primar, nu există o cultură a administrației noastre în România. Haideți să vă spun ceva. Consiliul General este mai puternic din punct de vedere al codului administrativ de 3 ori decât puterea unui primar. Trebuie să înțelegeți că Serios? primarul, De fapt, am da. văzut asta când era Traian Băsescu primar general și se plângea că nu poate să facă o mulțime de lucruri, că nu-i nevoie Consiliu. Exact. Primarul nu face decât să vină în fața Consiliului întotdeauna și pe o anumită majoritate să obțină un vot care să-i permită accesul la banul public, pentru că banul nu este al primăriei, este banul Municipiului București, iar Așa este. titularul este Consiliul General al Municipiului București. Consiliul General îi dă o dată pe an și la rectificări primarului voie să bage mâna în banii bucureștenilor. Deci, Corect. această lipsă de educație și de, nu de participație, pentru că eu, dacă mai aud de chestiunea asta cu participația, mă duc chiar în zona ONG-urilor care, după părerea mea, au adus catastrofe la conducerea orașelor mari din municipiul București și care din țară și care s-au demonstrat a fi falimentare. Adică, în La ce afară vă de către referiți? La ce vă referiți mai exact? la acele ONG-uri care se pricepeau la toate, care rezolvau problema mediului, care rezolvau problema câinilor, care rezolvau problema miopilor din București. Toate problemele Am erau înțeles. rezolvate de ei. Erau specialiști în toate și în nimic. Nu știu cum, Doamne, mă iartă-mă, poți să fii specialist? Doamne, nu pot să fiu specialist, de exemplu, în neurochirurgie, pentru că nu sunt la bază. Nu am așa. Sigur, pot avea preocupări. Da. Pot să fiu așa implicat, adică să-mi dau seama că am ce rău e omului sau, mă rog, care o, dar nu pot eu să mă apuc să, mă rog, și de asta, deci chestiunea cu participația asta pe mine mă scoate din sărite, dar mă rog, bun. E, neavând această chestiune, uitați unde am ajuns. Ce vreau să înțelegeți dumneavoastră? Dom'le, una este, deci orașul trebuie privit în două paliere. Unu, palierul de administrație care e obligatoriu. Tu trebuie să ții orașul în permanență la nivelul de plutire pe ceea ce are pe structura actuală ca viața unei familii. El merge înainte. A, că vine după Așa. aceea un om care se cheamă primar și este titularizat prin vot, că de ce el este pus în lumină? Pentru că este un vot țintit și atunci ne uităm după personalitatea omului, da? Și la așteptările pe care Așa este. le. Așa Bun. este. De-aia eu sunt votat pe o listă de o comunitate,
Da? Pentru că exercit. Să știți că Dumnezeu să-l ierte Iorgovan, eu nu știu, am citit și eu mai mult, mai puțin, cum crede lumea, nu sunt chiar Părintele așa cum. Constituției, Părintele Constituției noastre. Vreau să vă spun că dumnealui atunci împreună cu Consiliul Legislativ de la acea dată, pentru că era totuși o perioadă de început, domnule, au cântărit foarte bine lucrurile astea. Și să știți că noi, din punct de vedere al dreptului constituțional și cu toate rezultatele care le avem pe drept administrativ, noi în continuare lucrăm pe această formulă de rațiune logică. Că uitați-vă, au o logică toate. Ele vin într-un fel să asiste acolo unde pot apărea probleme, dându-ne posibilitatea să intervenim la fiecare nivel, că cetățeanul, că în instanță și așa mai departe. Deci e frumos, nu e, e chiar bine cum e, dar mă rog, în sfârșit începe să ciuntească și pe aici, pentru că ce să vezi, da, s-au mai și prăpădit din dânsii, calitatea și dorul, sau mă rog, foarte puțini merg în direcțiile astea pe tehnică legislativă și pe drept constituțional, La pe cine vă chestiuni. referiți mai exact? La cine vă referiți mai exact? Am îmbătrânit mai toți, am scăzut, vorbesc cei care lucrau, care lucrează la Consiliul Legislativ, iar calitatea Ah, bun. Da. specialiștilor este, na, începe să fie din Așa ce în ce este. mai slabă, iertați-mă că vă spun, dar mă rog, mă bucur că merge treaba cu lăutăria și cu bucătăria, că în rest de restul vedem noi ce o face. E, și acum să ne întoarcem La București. la București. Dom'le, La București. nu știu, cred eu în continuare că Vă rugam dacă. să-mi punctați, vă rugam să-mi Da. punctați câteva lucruri pe care le-a câștigat Bucureștiul în perioada în care dumneavoastră erați viceprimar. Da. Uitați, eu o să vă spun, în primul rând, Bucureștiul, așa cum credem sau nu credem noi în acea perioadă, se bucura de transparență și de participare din parte la viața politică a tuturor partidelor din arcul politic, din Consiliul General. Asta așa Eu o este. să vă trimit pe WhatsApp, din păcate, niște tovarăși de breazlă de ai domnului Nicușor Dan, din care este un Așa. ONG, Funky Citizen, a făcut o. Dacă dumneavoastră credeți că Funky Citizen e fan PSD, vă înșelați. Așa. Au făcut o statistică în București vis-a-vis de transparență. Ce să vedeți? Cât credeți că a primit domnul Nicușor Dan și aparatul dumnealui? Sunt Nota 4. curioasă. 4. 4 la transparență. 4 la transparență și în materialul pe care se luptă cu disperare să nu apară, să nu fie publicat, da? O să vedeți că sunt prezentate și mecanismele care au dus la acordarea acestei note. Deci, cam despre asta vorbim. Ce am pierdut? Am pierdut, în primul rând, continuitate, am pierdut, în primul rând, o coerență în anumite proiecte, care ele au fost tăiate chirurgical de acest domn. Îmi puteți da câteva proiecte? Da, uitați, Că știu că multă le lume. știți foarte bine. Da, în primul rând vorbim de chestiune care țin de protecția socială. Știți, Așa. toată lumea spune, domne, e adevărat, dar nu că prea fără pomană. Domne, nu există. Hai să vorbim puțin. Faptul că eu, ca partid sau ca primar, am și țin mai mult la om și mă îngrijesc de om, asta este o tragedie. Eu nu cred. Faptul că mă interesează soarta oamenilor cu probleme Nici eu nu cred speciale, asta. faptul că mă îngrijesc de copiii care au probleme, de cuplurile care au probleme, de mamele care nu își doresc foarte mult să aibă un copil și n-au posibilitatea, că Și n-au riscurile și are. posibilitatea Da. să facă anumite proceduri din punct de vedere financiar, n-au Corect. posibilitatea. Exact. Și nu numai asta, faptul că încep să fac, că cumpăr 300 de apartamente și le dau la 300 de medici cu o chirie de 100 de lei pe lună, vi se pare un lucru rău? Sau vi Ca se pare apoi că n-am acelor medici să le cerem să stea să vină nopți în șir să ne salveze nouă la. Să aibă grijă viețile. de noi, de familiile Sigur. noastre, de atunci când avem nevoie și așa mai departe. Faptul că am început, că s-au început 6 blocuri care acum sunt în paragină, blocuri care viza persoanele care au probleme din punct de vedere al statutului social și alt tip de probleme cu veniturile și nu-și pot Și cumpăra o acum casă, sunt în nu cumpăra. paragină.
Sunt în paragină. O să vă rog să vă uitați la ultima ședință de Consiliu General, când două doamne care au deja repartiția au venit spunând disperate: nu se mai lucrează la bloc. Păi nu se mai lucrează, doamna, la bloc, Exact. pentru că preocupările acestui domn sunt cu totul și cu totul altele. Una din preocupări este spolierea banului public și a camarilei cu care dânsul a venit în spate. Avem informații în sensul ăsta. Doamnă, eu am formulat până în acest moment vreo 6 plângeri penale la Direcția Națională Anticorupție. Eu nu mă feresc acolo unde lucrurile sunt flagrante să nu sesizez. Eu Sigur. sunt conștient că mai sunt contemporan cu noi sau pe fir, cum ne place să spunem, și instituțiile care au resursele necesare, că cred eu că au crescut puțin doza de morfină și au pierdut puțin din simțurile tactile prevăzute de legea 78, legea corupției. Cred că eu îmi doresc să fie doar o chestiune, să greșesc eu, da? Îmi pare rău că trebuie să spun la ceea ce au făcut și ceea ce reușesc să văd eu că fac în Consiliul General și acest domn care se crede tânăr, dar e un bătrân de 51 de ani, un domn care este foarte, foarte, foarte versat, da? Este, cum nu vă dați, doamne, haideți să zic, eu îl cunosc cel mai bine. Eu l-am cunoscut prima oară, mie mi l-a adus Elena Udrea, o mai spus, în 2009. El făcea parte În dintr-un proiect. 2009, stați. Deci, Benicu Șordan îl cunoașteți în 2009, v-a fost adus de Elena Udrea. Da. Bun. Atunci Partidul Democrat, nu, era PNL-ul, Băsescu făcuse deja Partidul Democrat Liberal, da? Și Așa. era disperat, dacă vă aduceți aminte, pentru că ați fost contemporană cu acele evenimente, O, da. avea nevoie de ceea ce nu exista până atunci, implicarea societății civile. Știți? Și au apărut, aduceți-vă aminte, Aha. Liceanu, care a venit să ne povestească cât de filozof e dânsul. Terminasem cu toți filozofii, îl aduceam pe Licean. Nu contează, e bun și el. Așa. După care au apărut acea modă cu ONG-urile, dacă vă aduceți aminte, cu luptătorii de mediu. Deci ei era într-o construcție acolo, dânsul urmând Cavalerii să vedeți. dreptății, da. Da. Trebuia să livreze ceva Băsescu la vremea aia, când n-avea. Câștigase alegerile și trebuia pe termen lung să ofere ceva. Și, mă rog, a dat chestiunea asta pe care dumneavoastră, așa. Și dânsul, acest domn, deci era specialist în prezentat, era specialist în probleme de urbanism, mă rog, dânsul fiind, Urbanism în București, nu? da, urbanism în București, dânsul fiind matematician, adică e ca și cum, domnule, eu sunt la bază avocat, jurist și eu mă apuc să fac critici la maniera de intervenție a neurochirurgului Dănăilă pe lobul drept, m-ați înțeles, din așa, mă rog, chestiuni de astea. Și de aici încolo a apărut acest băiat care a fost după aceea pescuit de alții, așa, și l-au adus. I s-a înființat pe urmă Uniunea Salvați Bucureștiul, nu? S-a cârdășit, a intrat în cârdășie cu domnul Coldea. Ce au făcut ei pe acolo? Că trebuiau și dânsii să-și facă pe ale lor. Mă rog, așa s-au scris vremurile. Nu contează. Și, mă rog, a Da, ajuns unde a ajuns. cert este că la origini, Traian Băsescu Da. și cu Elena Udrea îl susțineau pe Nicu Șordan. Dar, domnule, dacă mie mi l-au prezentat, că eu făceam Da. majoritate la vremea aceea cu PDL-ul în Consiliul General. Eu am debutat la Partidul Noua Generație. Și dacă vă aduceți aminte, mandatul 2008, imediat după plecarea lui Videanu, primul mandat al lui Oprescu, așa arăta. Da. După care, mă rog, ne-am dus pe partea, noi ne-am, s-a dus partidul domnului Becali și ne-am ales fiecare drumul Da. lui. Eu Un m-am simțit partid, mai aproape. exact. Și, mă rog, în sfârșit. Da, într-adevăr, era omniprezent. Deci era. Nu a, domne, haideți să vă spun ceva. E ceva în neregulă cu un matematician că vine să vorbească despre arhitectură. A, bun, eu cred că nu ar fi fost și nu sunt în România tineri arhitecți sau arhitecți care ar fi putut să vină cu critici la ceea ce făcea ca la acea vreme să aducă nemulțumiri. Dar erau jocuri politice, pentru că asta trebuie să Asta e. spunem adevărul. Se mima democrația, adică că și stânga și dreapta sunt într-un permanent conflict în centru, fiind grija față de oameni, se repezeau fiecare la microfoane cu replici spumoase. Era interesant, frumos.
Dar, mă rog, mascaradă. Că asta este, iertați-mă, și lumea trebuie să cunoască. Dumneavoastră, ce credeți, că acum e certat USR-ul cu PSD-ul, PSD-ul cu... Nu, tot o apă și un pământ, să-mi vă spun eu. Nu există, e masă rotundă, ovală pentru toată lumea, numai că omul de rând săracul, din păcate. Dar asta nu în Consiliul General. În Consiliul General? Nu. În Nu. Consiliul General, nu. În Consiliul General, majoritatea este dată de PNL și USR, Aha. în ciuda faptului că organizația București a avut Așa. cel mai bun rezultat din țară în 21 de fotolii de consilier general, nu Din a nicio 55. 55, în țară niciun consiliu județean nu a luat atât de multe numere de mandate, un partid nu are atât de multe. Numai că, mă rog, la acel moment era o conjunctură politică unde, pe care era cocoțată domnul Ludovic Orban, erau bucuroși, au mai fost și de la noi care ne-au mai trădat că asta a fost anul electoral 2020, cel puțin pentru organizația București. Când se va scrie istoria, o să aflați niște lucruri foarte interesante. A fost un an Ei al sunt în trădării. continuare, cei care au trădat atunci, sunt în continuare în partid sau au plecat? Prefer să nu spun acum, pentru că eu am avut Am înțeles. foarte mult dispute pe chestiunea asta Să nu și vă mai poate fac că bani în plus față de cei pe care aveți. nu, pentru că să știți, haideți să vă spun ceva. Ei sunt atât de mici că, mă rog, știți ce se întâmplă când cânți după o partitură? E clar că dacă ți-o iau, nu mai să cânți după aia. E treaba lor. Mă rog, acum sunt mari, or să fie mici, că vremurile se schimbă. Eu am văzut în politica asta multe. Oh, Dar, mă da. rog, nu Da. cred că ăsta e rolul nostru. Eu, dacă mai pot să fac ceva mandatul ăsta pentru București, e bine. Dacă nu-mi iau pălăria și bastonul și am dispărut, pentru că am văzut ce urmează și prefer să stau liniștit decât să mă mai agit, încercând să... Ce? Să-mi spună toată lumea, nu mai taci din gură, mai vezi de treaba ta că ai gura mare. Pe cum să am... Dacă fură, dacă la școală voi mă învățați că trebuie să lupt, că ce codul penal, domnule, dacă afli ceva trebuie să spui, dacă nu. N-am cum să Corect. tac. Asta e viața. Da, mă rog, în sfârșit. Domnul Orban, domnul Câțu, știți destul de bine, au intrat în istorie cuvintele dumnealor. Acum, Nicușor, o să-ți dau bani, că până acum nu-i dădeam în firea că nu vroiam, ca așa. Bun. Și s-a ajuns la rezultatul pe care îl vedeți astăzi. Lumea s-a uitat în gura domnului Nicușor Dan, care țipa cât îl țineau din toți bojogii că urmează să fie lumină și să vină apă caldă. Nu, nici n-a Păi, fost lumină, nu-i nici apă da, numai caldă. că n-a venit nici lumină, nici apă caldă, dar cum să vă zic, deja ajung oamenii în București să se obișnuiască să nu aibă apă Nu. caldă, să nu aibă căldură, adică devine o obișnuință într-o capitală europeană așa ceva. Nu. Doamna, haideți să vă spun ceva. Eu, când aud chestiunea asta, eu refuz să o mai comentez și eu vreau să vă spun un singur Așa, lucru. cred. Dacă era așa, la câte lume, mii, sute de apartamente, mii de apartamente au stat în lună de iarnă, conform calendarului termo și calendarului cu lunile, că e decembrie, că e noiembrie, că oricum așa. Eu nu cred, pentru că eu când am avut o problemă 3 zile și n-am reușit în sectorul 2 să fac o rețea paralelă și a trebuit să opresc apa în luna august, nu în decembrie. Da? Așa. 3 zile. Dumnezeu, a ieșit jumătate din Colentina pe stradă. De la bătrâni, Am tineri și așa înțeles. mai departe. Da, și Am ziceți că văzut dacă ar fi reacțiile. așa, oamenii ar ieși în stradă, nu? Da, ardea un semn de nemulțumire. Adică ar trebui să existe un instrument, că singurul instrument pe care, după care, barometrul al meu este nemulțumirea. Dom'le, am probleme, Da. depășim gradul de suportabilitate. E, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și o să vă spun de ce. De ce Pentru că a oare? fost și Pentru un că acum singur. eu vorbesc concret cu Da, oameni, cu vă colegi ai spun mei, eu cu de ce. prieteni, care n-au apă caldă decât după un program din ăla, de pe vremea lui Ceaușescu. A fost 2020, este și o schimbare de paradigmă din punct de vedere al electoratului, să știți. Aha. S-a predat ștafeta. Ștafeta celor care au predat-o a rămas în blocurile de tip ceaușist, unde, atenție,
Gradul de reziliență este mult mai mare, sunt învățați cu nevoile, au Așa, văzut că se poate da. și mai rău. Iar cei care au primit ștafeta sunt tânăra generație care stau în zonele unde unitățile de încălzire sunt autonome, adică au centrală de Da, apartament. Ei, și așa este. atunci, ăsta este fenomenul de care se bucură acest nefericit care conduce astăzi Bucureștiul, că el este un nefericit, pentru că e neîmplinit. Nu spun eu că îl fac, poate și care și dânsul în cazurile dumnealui, că îl văd, că suferă. Că nu e simplu să vezi că vrei să faci și nu poți, că, nu, că el săracul nu poate, a demonstrat că nu poate. Așa, e. Și atunci, ăsta este fenomenul care se întâmplă. Doamna Șandru, noi avem această schimbare de paradigmă, avem această predare de ștafetă, avem acest tip de servicii, unele centralizate, altele individuale, dar pe ce fond? Așa. Atenție! Pe un fond în care Europa, deși nu vine să recunoască, a pierdut tot ce înseamnă politici de mediu. Și pe în Așa perioada din este. 2008, eu S-a din ales praful 2008, de Green Deal, sigur că da. nu, asta e o minciună, e totul zero. Doamna, eu din 2008, de când am fost în comisia juridică, deci mi se usca creierul auzind ce trebuie să facem, ce ingerințe trebuie, ce Da. modificări, ce fac alte țări, cum drept, cum fac și nu știu. Și am început și eu să înțeleg. Și cu cât mă apropiam mai mult de anul 2000, erau mai tușate politicile de mediu. Și mai tușate. Și a ieșit aia mică și la ONU și ne-a zis, ia, și noi am căzut pe spate, m-ați înțeles? Deci, da, doamnă. Vă referiți la Greta? Da. Gata, s-a terminat. Acum băgăm iară lopata cu inima lui Stalin în centrală. Hornul, ca la Da. Rovinari pe vremuri, da? La revedere! Unde e lemnul? Să-l băgăm, să ce? Bun, domne, continuă cu domne să punem dalea pe casă, că dacă punem o să ne fie, o să ne vine pe dracu. Nu o să fie nimic. Nu. Suntem într-o Așa este. derivă totală. Politicile de mediu s-au arătat falimentare. Sigur, pe fondul unui conflict, dar Așa este. eu consider că ar fi trebuit acești înțelepți să ia în considerare, pentru că era evident că Putin va face chestiunea asta. Iarăși eu nu aș lua-o ca pe o apărare chestiunea asta când îi aud pe baza conflictului. Păi voi, frate, aveți atâtea resurse, păi voi nu aveți atâtea specialiști în calculul probabilităților încât să vă dați seama că peste un an ăla face ce face. Pentru că sunt faze de elemente periferice de evidență care anunțau chestiunea asta. Doi, pe fondul, păi știm că vine, ne lovește criza, știm că vine războiul, că nu vreau să-mi spuneți dumneavoastră mie că domnul Helvic nu-i trimisese informare domnului Orban cum că o săptămână înainte să liberalizeze prețul la gaze, nu știa că după ce au băut dimineața cafeaua cu domnul Vlase cu găbiță, că o să intre rușii în Ucraina și că o să fim varză din punct de vedere și care sunt consecințele măririi prețului, liberalizării. Iată-le! Despre asta discutăm. Acum sunt convinsă, domnule Vădurescu, că o mulțime de informații se transmit înainte, că până la urmă asta e datoria serviciilor. Ați văzut, inclusiv în ceea ce privește războiul, noi cu vreo lună de zile, la nivel, deja în mass media se vorbea, ca urmare a informațiilor venite de la intelligence-ul american, că Putin va invada Ucraina și nu credeam. Doamnă, dar stați puțin. Adică Haideți să vă oamenii spun ăștia ceva. spun, serviciile de informații lucrează, spun, comunică, da? Da, eu Știți cu cum e, siguranță cred oamenii asta, cred dar sau nu nu cred? asta. Liderii politici cred sau nu cred? Duceți-vă la, Nu vre e bine. la, 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 cum îi spune, la presa vremii, da? Și vă rog eu din sufletul meu, după declanșarea conflictului, întotdeauna președinția Rusiei și specialiștii au anunțat ce urmează să se întâmple. Numai că noi ne-am uitat în gura altora. Săracii au spus, Da. domne, dacă îmi veți face asta, se va întâmpla asta. Dacă îmi veți face asta, se va întâmpla asta. Adică, da, noi, mă rog, n-avem, nu că n-avem, nu, ne-am învățat să ne uităm la Europa și la Statele Unite ale Americii foarte bine. Eu aplaud priceperea Da, dar trebuie dumnealor. să tragem cu ochiul și dincolo.
Asta e problema. Oamenii ne-au spus că aici se va ajunge. Credeți că mă interesează pe mine că nu mai mănâncă Putin de la McDonald's sau de la KFC sau că ala Pugaciova nu-și mai cumpără geantă de la Christian Dior? Nu mă Da, interesează. corect. Pe mine Putem, știți că mă aici nu interesează. suntem la televiziune, putem da nume. Da, și că doamnele din Moscova taie gențile Chanel supărate. Da, pe Da. mine altceva mă interesează. Pe mine nu mă interesează că anul trecut era 3 lei roșia, așa cum e 15 lei. Așa este. Ca să nu mai vorbim de benzină, de motorină, ca să nu mai vorbim de pericolul cu cerealele pe care nu le mai putem aduce din Ucraina că sunt blocate. Doamne, cerealele din Ucraina pleacă, dar nu pleacă, că noi oricum nu luam noi din Ucraina cereale. Ele pleacă pe unde trebuia ele să ajungă, în sfârșit. Nu asta e marea problemă, că doamne, până mai devreme, dacă vorbeam de Ucraina, noi nu știam că Ucraina e o țară atât de bogată. Acum am aflat Nu, ce minuni, așa este. ce mesianic e tărâmul ucrainean, ce resurse extraordinare, ce oameni buni, dar până acum ce... Dar totodată am și aflat că, mă rog, numai nenoroc, mă rog, ce aud eu, în sfârșit, nu mă interesează pe mine ce aud eu sau ce aud alții. Problema este următoarea. Asta discutam și cu colegii noștri de partid. Pentru noi ne este foarte greu. Dom'le, bun, noi venim cu contramăsuri, încercăm să echilibrăm. Salutăm faptul că președintele României a înțeles că numai cu PSD-ul va reuși să facă ce are de făcut Partidul Național Liberal Așa și este. că Așa este. am scos de pe turnantă USR-ul, care efectiv a avut o șansă. El a avut un cartonaș verde. A avut tot ce i s-a putut da. A eșuat lamentabil. Deci este de evidență. Nu putem să spunem Da, lucrul numai ăsta. că n-au știut, să știți că eu am văzut că și în USR sunt mulți oameni buni și pregătiți și valoroși. Dar când a venit vorba să-și promoveze câțiva oameni, să-i pună în poziții unde să se ia decizii, au pus numai niște unii Doamne, ăștia sunt, e treaba lor. Asta există și ei, de ne luam de cap. există Ok, și USR. da. Da? Nu știu dacă e bine și trebuie ca țara asta să meargă doar cu PSD, cu PNL. Știu că trebuie să aibă două centre de echilibru. Restul, Și liberalismul și da. social-democrația. Restul mai sunt pe acolo. A urmat dezamăgit, nu că se tăvălește sau că îl ia pe Nea Virgilă la că nici ăla nu-i vreo pomă. Mă rog, cred că s-a vândut prea ieftin, Simion. S-a vândut prea ieftin. Și asta pot să-i spun și în față. Cui s-a vândut? Cui s-a vândut? S-a vândut la matineu, ca să citesc pe un mare actor. Da, mă rog. Ați Păcat. avut încredere că ați avut încredere că George Simion va reuși ceva? Nu George Simion. Eu îl cunosc pe George Simion de mult. El este un om care a luptat pentru acest deziderat despre care azi nu mai vorbește, unirea cu Basarabia. Deci dacă nu mai Da, nu înțeleg vorbește, de ce. Chiar nu înțeleg de ce. că s-a vândut. Nu ai A, cum atunci să da. câștigi niște alegeri ridicând steagul României sus și cerând să intrăm sub el, sub valorile naționale, alături de idealurile pentru care ai luptat și dintr-o dată, brusc, să Da. renunți la carnea de porc. Pe care ori ți-a spus cineva, bă, renunță la carnea de porc, trecem toți pe pește, ori ai uitat de unde ai plecat. Da, mă rog, eu sper că nu le e simplu. I-au etichetat cum i-au etichetat, ei datorită, pentru că au Puțin. mulți, că iau câțiva oameni buni acolo. Numai că neștiind să duce acest standard al naționalismului acolo unde trebuie, există să pună cum îmi puneau și mie, dacă vă aduceți aminte, cum a făcut cu Antonescu. Aduceți-mi că sunt cel mai. Deci, după ăla micul, după Băsescu, nu știu, după care eu am cel mai multe amenzi la CNCD. E de evidență. Serios? Din N-am cauza știut. ieșirilor mele în spațiu public cu Antonescu și cu lupta împotriva Atunci, prostilor pe haideți care să vă întreb le au. ceva, că tot mai puțin se vorbește despre lucrul ăsta și aș vrea să vorbim. Pentru România e o oportunitate să se une acum, cu
contextul în care ne găsim, trist, cum este el, că nu e unul care să ne bucure cu toată nebunia cu războiul, dar este un context favorabil pentru unirea cu Republica Moldova? Dacă mă întrebați pe mine Da, pe chestiunea dumneavoastră asta, vă întreb. n-au cum să o facă. Ok. Pentru că specialiștii care analizează această chestiune o să spună foarte clar. Asta implică o Românie în conflict. România nu este pregătită să intre în conflict. România încă prezintă dotări din punct de vedere militar cu puțin peste cimitirul de vechituri pe care l-ați văzut pe la ruși. Alte state sunt mai Da. sfiliete, mai simple, arme mai ușoare. Asta este că noi nu înțelegem de ce ia bătaie rusul. Pentru că el n-a înțeles că nu mai poate să iasă cu tancul. Ies ăștia mici cu armele ușoare, cu o dronă și cu aia și ți-a pus pofta în cui. Dar, mă rog, nu are ce să caute România în povestea asta, pentru că nu e pregătită. Pentru că, indiferent, bă, Okay. dacă intre pe ai noștri, gata, mâine ar face ce facă. Dar asta îi și dă cald de lua asta mică, care n-a făcut nimic pe la Lumaia Sandu. Să duc pe la dânsa, o bărbătează. Dar, mă rog, ei săraci sunt terminați. Efectiv sunt terminați, nu că au ei vreo vină moldovenie. Politica de acolo i-a adus statul în halul în care este. Nu se pune problema să se lipească România, să se unească România cu Republica Moldova. Noi încercăm să-i ajutăm Pentru că să. automat am intrat direct în bătaia puștii rusești, corect? Doamna, nu știu Rusia cât mai reușește să reziste, pentru că nu e simplu. Lucrurile sunt grave acolo. Eu am foarte mulți prieteni, eu discut cu ei, nu e chiar așa cum credem noi, că lumea nu știe acolo ce se întâmplă. Mai e o chestiune de timp, din păcate. Am înțeles. Asta e. Ce or să facă e treaba lor. Pe mine mă interesează costurile pe care țara mea trebuie să le plătească pentru o luptă Le care nu este a mea. plătește. Exact. E cel mai important lucru până la urmă. Da. Am vreun Ceea ce interes în trebuie să povestea plătim noi. asta? A, că suntem alături de ei, suntem, i-am ajutat, i-am ajutat. Nu se pune Așa este. problema. Știți? Cu cât am putut, i-am luat acasă, i-am ajutat în toate felurile. Dar până când? Așa Mă este. rog, este Vă mai aduc Comisia un pic puțin. Europeană care Mai avem, ajută. cred că în jur de 10 minute până la final și v-aș mai aduce puțin în București. Am Da. început emisiunea vorbind despre, eu actriță fiind, vorbind despre ce se întâmplă la ora actuală în teatrele din București. Câteva teatre au fost decapitate, că trebuie să o spun așa direct. Am văzut Da. că a fost trimis acasă directorul unui teatru care a dus teatru Excelsior în Cartea Recordurilor cu un mare Da. spectacol realizat în Piața Constituției cu ocazia centenarului. Un spectacol fabulos care mi-aș dori să mai poată să fie jucat pentru că merită să fie văzut. Am văzut cum a fost trimisă acasă Felicia Filip, cea mai Da. mare soprană a noastră, regina Traviatei, singurul artist român care a primit toate premiile internaționale Mozart, datorită Felicia Filip s-a spus că noua regina Traviatei este o Da. româncă. Pe oriunde merge în lume, vreau să zic că o iau în brațe și românii și străinii, când intonează ea imnul României, toți pe toate meridianele încep să plângă. Bun, a fost trimis acasă, că așa s-a considerat că Da. faptul că a avut la opera comică cu un an înainte de pandemie, nu știu, vreo 200.000 de bilete vândute, nu știu, o cifră din asta, 300.000, o cifră din asta Da. fantastică, dar pentru nimeni, pentru actuala administrație nu contează. Bun, a fost trimis acasă fostul director al teatrului Metropolis, cel care a înființat, dintr-o groapă a făcut acel teatru și l-a făcut să fie cel mai profitabil teatru pe perioada pandemiei. Au vândut mii de bilete la un spectacol în perioada Da. pandemiei online, dar asta a fost situația, că nu se putea altfel. Iar de curând, ca să ieșim din lumea teatrelor, venim în lumea sportului. Gabi Sabo trimisă acasă. Nu, deci e Da. Gabi Sabo, datorită căreia imnul României s-a intonat de atâtea ori, pe atâtea
Stadioane, nu știu. Deci, mi se pare mai mult Da. decât jalnic. Așa. Da, o să vă spun eu, știți că dacă începi chestiunea asta cu ei și discuți, așa, știți cum îți răspund, nu? Ei Nu. și? Ei și? N-au cum niște Serios. oameni care, nu vă supărați pe mine, nu toți dintre ei, dar uitați-vă cum i-am găsit. I-am găsit niște trubaduri, niște asociali care n-au plătit în viața lor o taxă la stat, mâncând iaurt și bând sana prin centru vechi și cântând la o chitară. Ăștia sunt ei, ei n-au de unde să înțeleagă ce înseamnă valoarea, în cât timp se clădește o astfel de renume. De aceea nu trebuie să vă surprindă că ei răspund așa. Așa e marea problemă. Deci, degeaba dumneavoastră reacționați, pentru că ei se vor uita ca în moartea căprioarei, cu ochii blinzi și triști și plini de lacrimi către dumneavoastră, și nu vor înțelege ce vreți de la ei. Ei nu înțeleg ce vreți de la ei. Ei știu ce vor de la noi, în schimb. Ei vor să ajungă acolo, să facă și ei ce vor putea să facă. Atenție, nu în toate cazurile ei vor să fure. În schimb, au așa o sete de a-și etala, de a-și urca personalitatea care până mai de ună zi era egală cu zero, undeva într-un fotoliu unde poate să conteze și el, pentru că știe că nu mai poate intra, este singura lui șansă când poate să fie cineva și naște acești monștri, că sunt niște monștri, niște monștri sacri ai stângăciei, ai dezbinării, a tot ce înseamnă lucru fără cap și fără coadă. Arătați-mi mie vreo administrație condusă de ei cu cap și coadă. Arătați-mi mie, luați-o pe unde vreți dumneavoastră. E Nu există. complicat, e foarte complicat. Să vă arăt că nu pot să Atunci zic nici Timișoara, nici Brașov, că nu pot. bun, haideți să ne întoarcem la Gabi Sabo, da? La Vă clubul rog, sportiv municipal. ce s-a întâmplat? Că știu că a fost și un scandal atunci. Doamne, eu am fondat împreună cu câțiva consilieri generali în 2008 Clubul Sportiv Municipal București. Deci eu cunosc clubul ăsta de când, A, mă rog, bun, n-are e rost să bine că fac eu. știm. Perfect. Nu pot eu să mă laud pe mine că niciodată n-am ieșit în față. Eu dacă m-am văzut, mi-am văzut de treaba mea așa. Bun. Deci oamenii ăștia sunt atât de nătânci în ceea ce înseamnă o astfel de gestiune, încât nu vă dați seama. Ei, ca să nu-și recunoască virea, au mutat-o pe Gabriela Sabo în condițiile în care, sub aceeași egidă de conducere, da, am câștigat cu Așa. Gabriela Sabo, din 2016 până în 2020, tot titlul de vicecampion european cu CSM București. Deci, dumneavoastră, pricepeți cât de ce Fantastic. anomalie. Adică, tu, în loc să-l demiți pe antrenor care, domne, eu l-am adus acolo pentru că aveam probleme cu antrenori. El e preparator sportiv, adică te pune sar cu coarda. El nu e antrenor. Da? Era clar că s-a mers din inerție, din echipa pe care am format-o, pe care am lăsat-o în 2020. Ciclul sportiv Așa. imediat a fost unul de stat în așteptare, pentru că încă aveam problemele acelea cu sănătatea publică, că era pandemia, da? Deci nu se juca. Da, Și când au corect, intrat, corect. când și-au făcut noua echipă, că ei și-au făcut-o, da? Și au intrat cu ea pe teren, au pierdut. Fiați atât de simple lucrurile. Au pierdut. Da. Ce nu vor să înțeleagă e că o astfel de înfrângere, să nu intri în Final Four, e o rușine pentru un club. Că ei sunt foarte mulțumiți că merg cluburile de junior. Păi merg cluburile de junior pentru că noi am vizat întotdeauna ca sportul de masă să fie, de fapt, 75% din cheltuială. Cheltuia și CSM, secția de handbal, dar celelalte secții, acum vin din spate copii, păi nimeni nu știe ce rezultate avem la atletism. Toți sunt Gabriela Sabo, campioni olimpici, balcanici. Păi știe lumea. Ei s-au Sigur că limitat la da. ce au putut. Deci ei s-au limitat la ce au putut. Din păcate, iertați-mă că vă spun chestiunea asta. Adică nici măcar eu nu-i pot da Gabrielei Sabo, să spunem, nu o pot încadra nici măcar la malpraxis. Nu vorbesc de culpe directe. Adică dintr-o eroare de pilotaj să ajungă aici. Nu, pentru că ei au decis. Consiliul de administrație, deci atenție, un director
un președinte, un director de club, lucrează așa cum este și la noi în primărie, Consiliul General decide și dă primarului și, mă rog, el are inițiativă și ce face mai. Așa s-a numit. Este un Consiliu de Administrație format din PNL și USR. Ei au decis. Ce să facă, pe cine Fantastic. să pună. Și de ce a fost Iar. mutată? De ce a fost mutată cumva la sala de ales? Pentru că trebuie să ai în vedere că atunci când o muți, trebuie să o muți pe o funcție similară. Este clar că noi, dar noi nu, vedeți, pe mine asta mă deranjează, doamna Șandru, nu putem să dăm Așa. pagina atât de repede. Trebuie să vedem care au fost elementele care i-au determinat mijloacele, de ce au procedat așa. Dumnezeu, de ce trebuia să mut Exact. pe cineva de undeva, undeva? De ce? Pentru că am aplicat o corecție. Pentru că, iată, vorbim de aceste personalități care nu sunt contemporane cu administrația și cu umanitatea până la urmă, care se răzbună aprostea pe românește. Pentru ce să-l mut? Bă, îl băgam într-o comisie de disciplină, îi atrageam o culpă, dacă exista, că nu poți să fabrici, dar ei fabrică, că eu am văzut ce fac ei pe acolo. Așa. Da, corect. Și Și dacă atunci nu noi o... găsesc, da. Da, sau veneai altfel și cereai, Dumnezeu, vreau să-ți dai demisia pentru următoarele. Unu, doi, că ești conflictuală. Gabi Sabo conflictuală? Păi Nu, cum? Poți să spui deci eu cine? n-am De văzut dumneavoastră? asta. N-ai cum să spui de Gabriela Sabo că e conflictuală. Iertați-mă că vă spun lucrul ăsta. Nici vorbă, nu, Un om nu, nu. care Chiar aleargă zeci de kilometri nu mi-aș are fi cum să dorit fie să fie de conflictuală. multe ori, dar nu e. Un om care aleargă ore în șir nu poate să fie conflictual, care Nu. răbdare să alerge. Eu n-am Nu. răbdare, Eu domnule. Ier am avut o invitată pe Gabi Sabo la primul meu podcast și mi-a vorbit despre, Doamne, despre cât a muncit în viața ei și cum s-a Noi ce pregătit facem și de când este la un asta om care știe generație? să strângă din dinți și să meargă mai departe orice se întâmplă. Asta este cu ăștia de filăm acum. Cu personalități nedefinite, cu personalități care au trăit și au avut deziluzii, care nu și-au găsit locul niciodată și acum au venit brusc acolo unde, urcându-se pe acest podium, să poată uita cineva la ei. N-au niciun fel de reper, n-au niciun fel de valoare, nu vor lăsa nimic după ei și, din păcate, cei care vor veni vor trebui să spună: domne, trebuie să îndrept ce a făcut ăla, și intrăm în veșnica aceeași retorică a nu sunt Spuneți-mi, eu de vină, ăla din spate. cum vedeți anul 2024 pentru România, când vom avea patru rânduri de alegeri, dacă nu mă înșel? Nu se poate vedea, vor fi multe transformări Nu. pe piața Ok. politică. Nu are ce să facă Direcția Națională Anticorupție, pune și din ce în ce mai des tușează și roagă Curtea de Conturi să nu mai fie implicată politic și să pună la dispoziție, pentru că, din păcate, știm cu toții, Curtea de Conturi are un rol de o importanță extraordinară. Extraordinară pentru supravegherea banului public, da? Și pot să vă spun că nu e bine ce se întâmplă în administrație. Eu văd la București ce se întâmplă. Mă feresc să mai spun că fură, că nu fură, că l-a prins curața în gură. Lucrurile sunt de evidență. Dacă nu sunt prinși, înseamnă că sunt Puteți lăsați. să ne spuneți măcar, ca așa spre finalul, spre încheierea emisiunii, să ne spuneți măcar care sunt zonele în administrația Bucureștiului unde se fură cel mai mult? Sunt două zone de interes. În USR-ul are interes pe zona spitalelor, pentru că așa și-au împărțit Bucureștiul, ca să știți, ca mafioții. Eu n-am auzit ca până acum: ăla e al meu, ăla e al tău, îl dă afară pe director, ăla e spitalul meu. Deci dacă vedeți cum vorbesc, e ceva îngrozitor, în sfârșit. De aceea, mă rog, refuz să mai stau pe subiectul ăsta. Și transportul bucureștean. Vor sparge STB-ul în bucăți, vor să vândă Așa. serviciile pe care le făcea STB-ul, adică unul să vină să spele că e firma locuitoare de la PNL, ăla la altul nu știu ce să facă că e firma așa. Iar ei sunt poziția așa, USR-ul astăzi este pe sănătate, iar PNL-ul este pe transporturi. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu mai mare râsul, cu tramvaile astea care au venit. Păi, bătaie Exact. de joc ce s-a
Deci e o bătaie de joc. Oamenii au trebuit să puncteze chestia asta că erau la putere. Bă, hai să o semnăm, hai să o câștigăm. Când ne-o da, cine ne-o da, dacă ne-o da, că au ei de luat. Așa, cum, doamna noastră, știți, e o rușine cât casa, lumea nu știe. Deci aceste tramvaie, țineți minte ce vă spun eu, sunt Așa. tramvaie care merg pe cartament de suprafață. Adică ca trenul. Deci imaginați-vă că acele tramvaie nu pot merge pe linii îngropate. 93% din București înseamnă linie îngropată. Da? Bun. Dumneavoastră imaginați-vă că doar dacă am o baghetă magică, eu pot să schimb calea de rurare astfel încât să pun tramvaiul acolo. Pe lângă asta, astea sunt Și niște ce o să tramvai, nu se lăsați cu... întâmple? Nu cu refugiu, că refugiu e cea mică problemă. Astea sunt niște tramvai atât de automatizate încât nu vă dați seama, ăla trebuie să-i se schimbe printr-un sistem, trebuie integrat într-un sistem de impegați. Păi ăla singur trebuie să-i schimbe macazul ăla, nu știe să dea jos acarul, să vină să tragă cum eram învățați noi cu fierul ăla în intersecție. Da. Trebuie Dar ce se va rezolvate trei. întâmpla acum? Ce Va se fi va un panoram. întâmpla? Nu o să fie Doamne. întâmplat nimic. Primăria o să plătească, tramvaiele o să fie furnizate de producători. Eu nu am nimic cu producătorul, să mă ierte Dumnezeu, că n-am de ce Corect. să am. Cu producătorul, dacă sunt alte chestii pe care le știu eu, triangulația, Tăriceanu, Orban, doamna Trăilă, domnul Blidar, este altă poveste. Există toate datele, eu m-am ocupat de această licitație, o cunosc foarte bine, da? Bun. Așa, știu care sunt lucrurile care pot atrage competența Direcției Naționale Anticorupție. Este treaba lor dacă vor să sesizeze sau nu. Eu știu că au toate datele, dar, mă rog, nu contează asta. Eu vorbesc de ce se întâmplă cu noi. Domnule, el, ca să vă dați seama, el astăzi, săptămâna trecută, am avut rectificare de buget. Nici în bugetul Așa. inițial, nici în rectificare, eu nu am văzut sucate care să mă ducă pe mine la concluzia că în cel mai scurt timp vom putea adapta, cum îi spune, rețeaua la aceste tramvaie. Că nu există, avem nevoie de ani. Asta știți ce înseamnă să schimbi o linie de tramvai? Imaginați-vă linia 34 care pleacă de unde pleacă, se duce unde se duce. Deci numai trecerile de la cale ferată care sunt în toate intersecțiile să le rezolvi, să găsești soluția tehnică. Și pe asta Corect. discutăm. Corect. El trebuia să temporizeze contractul, trebuia să spună, domnule, stai așa puțin, haide să îmi dai doar 10 anul ăsta și îmi dai ca să pot și eu să fac liniile. Așa face un om sănătos. Da? Nu, uitați-vă și asta. Le-a făcut ca să ce? Și ne întrebăm ce se întâmplă. Autobuzele, păi acolo e alt pocinoc. Consilierul primarului împreună este și patronul firmei care urmează să, care a câștigat să vândă, ziceți, aparatura și dotarea pentru ticketing, este și consilierul Consilierului Nicușor lui, Dan da, este și în acte? consilierul lui, da, este și consilierul lui personal și patronul firmei. Cum? Și a fost și în Adică sunt comisia două care. firme pe bune? Dar stați puțin că n-am terminat. Mai Așa. este și în colectivul de redactare al caietului de sarcini. Păi și, pe bune, dar nu, nimeni nu face nimic? Am făcut eu plângere la DNA. Am înțeles. Acum, Am înțeles. sigur, întâi trebuie documentate. Adică, domnule, Sigur. una e o chestiune care e de evidență. Acum, dar nu, eu nu vreau să-mi satisfac o plăcere făcând, cum îi spune, plângeri la DNA. Pentru că eu cunosc foarte bine, am condus orașul ăsta alături de Gabriela Firea. Eu știu care sunt resursele structurilor care se ocupă cu Am înțeles. lupta împotriva corupției. Eu întotdeauna, și ca avocat, am spus, dumne, să știți că în România sunt puține state, puține politici penale, cum este în România, care sancționează și tentativa. Eu nu trebuie să mă duc să am o infracțiune care să fie săvârșită. Pot și în fază de Dovedită, da. pentru a diminua paguba. Asta este ideea. Mă rog, în sfârșit, cam asta, Da. așa arată. Domnule Bădulescu, vă mulțumesc din suflet Și eu vă pentru că ați mulțumesc. venit la emisiunea mea. Vă mai aștept cu mare drag și Vă mulțumesc că vă m-ați rog să invitat. ne țineți la curent cu ce se întâmplă, pentru că în Bucureștiul ăsta trăim cu Știu, problemele dar astea, ne mai... confruntăm în fiecare zi și am vrea să trăim mai bine. Eu, dar știți, vreau să vă spun o chestiune.
Este păcat. Eu, o parte din presă, din care faceți și dumneavoastră parte, Vă vă nu știu văd dacă e de așa bine sau de rău. vă văd ca pe niște luptători, m-ați înțeles, în pădurile din România, încercând din când în când să mai spuneți câte ceva, pentru că altfel, eu Așa vă e. spun ceva, noi nu mai avem presă în România. Eu vreodată, dacă voi avea timp, și dumneavoastră și alți prieteni de-ai noștri, să scriu despre geamantanele cu bani care umblă până studiourile de televiziune și îmi pare Ar rău fi că sunt bine, ar fi bine să o faceți. îmi pare Chiar rău vă că trebuie să încurajez spun. și vă Și asta susțin. știți unde a dus, vedeți? Și că vorbeam puțin mai devreme de manipulări și le-a fost atât de simplu să manipuleze pentru că știau că se pot preta la astfel de chestiuni. Dar asta este viața. Unii merg la muzeu, alții, m-ați înțeles, merg în altă parte și uite așa. Deci, atitudinea Corect. asta de partizan în presă vă va aduce și satisfacții, dar ei sunt mai mulți și mai puternici, să știți. Din păcate. Adevărul, știți cum e, dreptate putem să facem mai greu, dar adevărul trebuie spus întotdeauna. Da, vă mulțumesc din suflet încă o Și dată eu vă și să vă mulțumesc dea mult. Dumnezeu sănătate. Vă Să rămână. mulțumesc mult. O zi frumoasă să aveți în continuare și Amin. să ne reîntâlnim cât de curând cu noi date. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult de tot. A fost alături de mine și alături de dumneavoastră astăzi consilierul general Aurelian Bădulescu, fost primar, viceprimar al capitalei în mandatul 2016-2020. Am vorbit despre București, despre România, despre multe lucruri care ne interesează pe toți. Rămâneți în continuare alături de noi, urmăriți ceea ce postăm, pentru că avem grijă și ne interesează să vă ținem la curent cu ultimele date care ne interesează pe toți. Ne revedem dacă toate sunt în regulă așa cum ne dorim cu toții, joi la aceeași oră, la ora 12. Deci, ca să ne facem programul împreună, să știți, marțea și joia de la ora 12 sunt aici cu dumneavoastră, cu invitați care mai de care mai interesanți. O zi frumoasă să aveți!